De-a lungul timpului, superstițiile ne-au urmărit specia umană și chiar și în prezent suntem tentați de cele mai multe ori să ne lăsăm conduși de acestea. Deși este o credință nefondată conform psihologilor, sintagma pisicile negre aduc ghinion este mai puțin dăunătoare decât este încrederea oarbă în faptul că nu ți se poate întâmpla nimic. În cele mai multe cazuri, superstițiile se învață în familie încă din copilărie. Oamenii le folosesc atât pentru a preveni relele, cât și pentru a-și atrage binele atunci când logica eșuează. Nu sunt superstițioasă, dar câteodată dacă dai bani la cine nu trebuie, care are mână rea, merge rău tot înainte. Nu spăl vinerea, că e păcat, considerat tot o superstiție, nu? Ce să vă mai spun? Scoateți gunoiul seara? Nu, nu-l scot. Poate nu-l scot din comoditate, dar după câte am auzit de la bătrâni, nu e bine. Se duce sporul casei dacă scoți gunoiul. Nu cred așa ceva. Ăștia sunt de ales ce superstiții. Ca să fie. Dar de ordine nu să... Sunt oameni care cred și sunt superstițioși și cred, mi-e rău sau din cauza că e astăzi așa, mâine, dar nu. Nu. Majoritatea persoanelor superstițioase știu că aceste credințe sunt iraționale, dar totuși modelează stilul de viață după ele într-o oarecare măsură. Și eu, de pisică, că stai calea... Stai aici pe stradă, nu știu cum să spun, când merge bine, când merge rău, trebuie să treci. Și... Ar credeți în superstiții? Mai cred. Nu cunosc și nici nu țin cont de ele, că îmi trece pisica calea, că mi-a ieșit cineva cu gol, cum se spune așa în popor. Nu țin cont și nu mi s-a întâmplat nimic. Zice că să nu, când vezi pe popa iară că-ți merge rău, dar eu n-am însemnat și nu, n-am pus la... N-am știut. Nici n-am ținut conge nici care. E superstiție, da. Nu vă credeți în ele. Că măresc ăștia pensiile sau ce? Nu, sunt superstițios. Tendința oamenilor de a asocia cauza cu efectul, chiar dacă asocierea este una incorrectă, are totuși un rol benefic. Se pare că și superstițiile au un rol în supraviețuirea rasei umane, ele ajutând la evitarea pericolelor, conform unui studiu al cercetătorilor americani.